Excelență, doamna ambasador Stella Valone, stimată doamna secretar de stat Nicolaescu, onorați colegi, stimați membri ai mass media, îmi permite să declar deschis evenimentul de livrare către Institutul de Medicină Urgentă a unui lot umanitar din partea Austriei, care va fi realizat în curând. Vedeți aici automobilele sau mașinile care au adus acest lot umanitar. Îmi permiteți să ofer cuvântul doamnei ambasador, excelenței sale, Stella Avalone. Multu stimată doamnă secretar de stat, Svetlana Niculescu, multu stimată director Institutul de Medicină de Emergență, Mihai Coceanu, doamnilor și domnilor, and sorry, now I will continue in English and my colleague will translate. Well, for many years, the Republic of Austria and its capital, the city of Vienna, have been cooperating with the Republic of Moldova and its capital, Chișinău. The COVID-19 pandemic has clearly shown how important it is to strengthen our medical capacities worldwide in the spirit of international solidarity and mutual assistance. Pe parcursul mai multor ani, Republica Austria, împreună cu capitala sa, orașul Viena, au avut o cooperare frumoasă cu Republica Moldova și municipiul Chișinău. Și pandemia COVID ne-a arătat cât de important este să consolidăm capacitățile noastre în domeniul medical, în domeniul sănătății, pentru ca să putem trece mai ușor de aceste provocări care stau în fața noastră. Consequently, the city of Vienna has prepared the medical equipment that we are handing here over to the Austrian Embassy and the office of the social counselor of our embassy in order to support the Republic of Moldova in the combat against COVID-19 and other major challenges in the medical sector. This transport consists of two trucks with hospital clothing for personnel and patients, hospital pads, mattresses and various medical devices. În acest context, orașul Viena dorește să susțină Republica Moldova în combaterea pandemiei și în fața altor provocări mari din domeniul sănătății și oferă drept donații un lot cu echipament medical pe care astăzi aici, Ambasada Austriei, împreună cu Biroul Atașatul Social, transmit beneficiarul. Acest lot constă din două camioane pe care le vedeți aici, cu îmbrăcăminte de spital special pentru personal și pacienți, paturi de spital, saltele și diverse echipamente medicale. In total, this donation comprises 11 tons, out of which 3.5 tons are made up of 9,000 special hospital clothings in around 240 boxes. This humanitarian aid we are donating today to the Institute of Emergency Medicine, to its Directorate for External Relations and Fundraising, and we try to improve by this the quality of healthcare here in Chișinău. În total, donația cântărește 11 tone, din ele 3,5 tone constituie cele 9.000 de articole de îmbrăcăminte speciale de spital, ambalate în 239 cutii de carton. Această asistență umanitară o transmit în Institutul de Medicină Urgentă, în care este reprezentat de domnul director, și are drept scop îmbunătățirea calității serviciilor medicale din Chișinău. The Republic of Austria and the City of Vienna are important development partners of Moldova and the city of Chișinău. Over many years, the city of Vienna has made several contributions in the field of medical care in order to improve the infrastructure of the health system. But it has also supported other activities in other areas
like water management and also the strengthening of capacities of rescue organizations. Republica Austria și orașul Viena sunt parteneri foarte importanți a Republicii Moldova în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Pe parcursul mai multor ani, orașul Viena a făcut contribuții generoase pentru îmbunătățirea infrastructurii în sistemul medical al Republicii Moldova, dar și în alte domenii, cum ar fi managementul resurselor de apă și consolidarea capacităților în domeniul serviciilor de salvare. This is fully in line with the objectives of the Austrian Development Cooperation, where we try to strengthen the capacities at the local and communal level. Aceste acțiuni se încadrează perfect în agenda comună pentru dezvoltarea Austriei și a Republicii Moldova și prioritățile agendei se axează pe consolidarea capacităților atât la nivel local cât și la nivel municipal. Today's handover is closely connected with other activities that the Austrian Embassy, the Austrian Ministry for Health and Social Protection and the Austrian Development Agency, ADA, are conducting here in Moldova in order to assist Moldova in combating the pandemic and in order to strengthen its health system. Ceremonia de astăzi este strâns legată de alte activități pe care le desfășoară aici Ambasada Austriei, Ministerul Austriac Federal al Sănătății și al Afacerilor Sociale și Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, ADA. In this context, we are working with international partners like the United Nations Development Programme, the International Labour Organization and the Women's Organization of the United Nations UN Women on the one hand, and with local partners and Austrian NGOs like Caritas and Concordia. În acest context, deci vorbim despre parteneriate la nivel internațional cu organizații internaționale precum ar fi PNUD, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, Organizația Internațională a Muncii, UN Women, dar și cu organizațiile societății civile, atât austriece cât și cele moldovenești, cum ar fi Caritas International și Fundația Concordia. I would like to thank our partners in this endeavor, to the Ministry of Health and Social Protection, represented by Secretary of State for Public Health, Svetlana Nicolescu, and to the Institute of Public Emergency Medicine and its director, Mr. Mihai Ciocanu, for the possibility to organize this handover ceremony here today. And I would also like to express my deep respect and gratitude to the personnel of the Institute because without your work it would not be possible to be able to overcome this situation. Thank you very much for your very valuable activities. Aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri care au făcut posibil această ceremonie de astăzi pentru tot efortul depus. Deci, doamnei secretar de stat, Svetlana Nicolaescu și domnului director al Institutului de Medicină Urgentă, Mihail Ciocanu. Dar aș dori foarte mult să mulțumesc și colegilor din cadrul Institutului care în aceste momente grele și într-adevăr fac lucruri greu de imaginat și fără ajutorul vostru, fără susținerea voastră, nu ar fi posibil să mergem mai înainte și să depășim această pandemie. Vă mulțumesc pentru atenție. Excelență, doamnă ambasador, vă mulțumim noi pentru acest discurs și pentru acest ajutor oferit institutului nostru. Dragi colegi, îmi permiteți să ofer cuvântul doamnei secretar de stat Svetlana Nicolaescu pentru un mic discurs. Mulțumesc. Stimatei doamna ambasador, excelență Stella Avalone, stimate domnul director Mihai Ciocanu, dragi colegi, stimați reprezentanți mass media, astăzi asistăm la evenimentul de recepționare a lotului de ajutor umanitar care este oferit de Austria, mai exact din partea orașului Viena,
pentru care suntem extrem de recunoscători guvernului Austriei și cetățenilor acestei țări. Pandemia ne-a demonstrat puterea prieteniei între țări, dar și cât de important este să solidarizăm eforturile, să ne consolidăm în fața unor provocări majore, precum este pandemia COVID-19. Datorită acestei donații, care este oferită de Guvernul Austriei, sistemul medical din Republica Moldova și din Chișinău devine mai puternic pentru a oferi serviciile medicale de calitate pacienților și cetățenilor din Republica Moldova. Lotul care este recepționat astăzi conține un șir de mobilier pentru spital, în special paturi de spital, conține costume pentru personal medical, pentru pacienți, conține un șir de utilaje chirurgicale care vor fi folosite de medici din cadrul Institutului de Medicină Urgență. Toate aceste articole, da? Toate aceste dispozitive sunt distribuite către Institutul de Medicină Urgentă, care este o instituție terțiară, o instituție de top în sistemul de sănătate din Republica Moldova. Este acea instituție care oferă asistență medicală pentru cele mai grave cazuri și de fiecare dată putem spune că salvează viețile persoanelor care se află în situații mai grele. Cu această ocazie, la fel, folosim această ocazie pentru a exprima și mulțumiri personalului medical, celor care sunteți în prima linie în confruntarea acestei provocări majore. Vă aducem mulțumiri pentru efortul constant și pentru că rămâneți în forță. Și, după cum vedeți, avem alături partenerii care ne sprijină, aceasta ne dă putere. Noi vă mulțumim pentru nopțile nedormite și pentru faptul că rămâneți la datorie. La fel, venim și cu un mesaj către populație, către cetățeni și vă încurajăm să aveți grijă de sănătate, să respectați măsurile de protecție. Și, de fapt, cu toții astăzi avem posibilitatea să nu ajungem la pat de spital prin faptul că vom fi deschiși pentru vaccinare. Fiecare persoană vaccinată ne apropie către finalul și către victoria în fața acestei pandemii. Mulțumesc încă o dată Guvernului Austriei în numele doamnei ambasador. Mulțumiri domnului director și sperăm foarte mult ca această donație să fortifice instituția, Institutul Medicină Urgență. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim mult, doamna secretar de stat, pentru aceste cuvinte frumoase spuse în adresa colectivului nostru și în adresa partenerilor noștri de dezvoltare. Dragi colegi, dacă îmi permiteți doar numai 30 de secunde, aș vrea să mulțumesc și eu în numele întregului colectiv, ambasadei în primul rând și partenerilor noștri din orașul Viena, care au fost inițiatorii de colectare și de aducere sau de transportare acestui ajutor umanitar în cadrul Institutului de Medicină Urgentă. Vă mulțumim mult, doamnă ambasador, și vă rog mult să transmiteți în numele colectivului nostru mulțumirile partenerilor din orașul Viena care au contribuit la acest ajutor umanitar. Vreau să vă zic că trăim în prezent vremuri grele, dar, dragi colegi, inclusiv mass media, vreau să vă zic că fără acest suport, fără solidaritatea manifestată de către partenerii noștri de dezvoltare, lucrurile ar fi stat și mai greu. De aceea, noi, cu orice ocazie, mulțumim pentru această solidaritate împărtășită cu noi de către diverse guverne ale țărilor europene, în primul rând, dar nu numai. Vreau să vă zic că chiar și această construcție, care acum în pandemie se realizează în cadrul institutului nostru, aici aveți unitatea de primire urgență, este construită cu suportul Uniunii Europene, unde, de fapt, guvernul Austriei își are contribuția sa. Această unitate de primire urgență va fi prima unitate tip din Republica Moldova,
cu zone separate pentru admisia în siguranță a pacienților în cadrul Institutului de Medicină Urgență, acei pacienți care au nevoie de intervenții majore, care au urgență majore și au nevoie de intervenții chirurgicale. Eu vă mulțumesc foarte mult și acum, dacă doriți, reprezentanții mass media, dacă doriți interviuri cu participanții la acest eveniment, vă rog să vă apropiați. Mulțumim! Da. Cu aceasta, evenimentul a luat sfârșit. Mulțumesc mult! Acest ajutor umanitar care este oferit astăzi din partea Guvernului Austriei, ca și alte suporturi sau ca și alte donații care au fost recepționate pe parcursul pandemiei, este extrem de necesar pentru sistemul medical. De fapt, după cum s-a vorbit în cadrul evenimentului, prin solidarizarea acestor eforturi, noi ne simțim mai aproape de parteneri. Sunt donate acele utilaje, acele articole medicale de care instituțiile astăzi au nevoie pentru a oferi servicii mai calitative pacienților care sunt internați. Institutul de Medicină Urgentă, după cum am menționat, este acea instituție medicală care, de fapt, oferă asistență pacienților în starea cea mai gravă. Terapie intensivă din cadrul instituției respective recepționează sau internează pacienții cu starea foarte gravă și, de fapt, aici este salvarea persoanelor care au nevoie de servicii medicale cele mai performante. Ce se întâmplă cu medicii sau cadrele medicale care totuși vedem că sunt certificate false? Încă depistate a fost și săptămâna trecută la Edines. Ce măsuri se întreprind și ce riscă aceștia și dacă sunt demiși sau luați? Da, în primul rând menționez că acest subiect nu se referă la evenimentul în cauză. Ministerul Sănătății regretă pentru asemenea constatări care le avem, pentru asemenea acțiuni realizate de către colegii din partea sistemului. Noi nu le acceptăm și ceea ce este important ca pe viitor aceste lucruri să fie evitate. Trebuie să conștientizăm cu toții că asemenea acțiuni denigrează și aduc prejudicii nu doar pacienților, nu doar imaginii. Exact. Facem eveniment, acum și după întrebăm separat. Dacă puteți doar să ne spuneți ce s-a întâmplat cu acel medic de săptămâna trecută? Cu cazurile care sunt depistate și care sunt în investigare, sunt examinate de către organele care sunt implicate în examinarea acestor cazuri. E evident că nu Ministerul Sănătății examinează aceste cazuri. Ne puteți spune care este situația în spitalele raionale, în contextul în care sunt suplinite cu paturi, de exemplu, Institutul de Medicină Urgentă? Unde este cea mai gravă situație în raioane? Da, noi mâine vom avea și o conferință de presă dedicată acestui subiect. Ceea ce pot să menționez că astăzi am mobilizat aproape la maxim capacitățile existente în sistemul medical. Astăzi și în municipiul Chișinău și în regiunile, în teritoriile țării avem paturi disponibile atât pentru pacienții cu COVID cât și pentru persoanele care au nevoie de terapie intensivă, dar săptămânal, practic, mobilizăm paturi adiționale. Se atestă o lipsă de echipamente medicale în careva spitale? Noi nu avem astăzi lipsă de echipamente, ceea ce este important ca dotările acestea să fie în pas cu mobilizarea. Și, de fapt, și în valurile anterioare, majoritatea instituțiilor medicale au fost dotate, lucru care se continuă și în perioada curentă. Putem cu dumneavoastră să vorbim, să ne spuneți, da? Da, vrem să... O să ne spuneți de unde vor fi distribuite aceste donații, dar în ce secții vor ajunge, pentru că vorbim și de câteva secții. Haideți să zicem așa, ceea ce ține de
costume pentru personal și pacienți vor fi utilizate pentru întreg spectrul de pacienți pe care îi avem în spital. Aceste costume sunt destinate pacienților pentru diverse intervenții medicale, iar cele 39 de paturi pe care le-a donat Austria în prezent, noi în primul rând le vom desfășura în izolatorul pentru COVID, fiindcă acolo avem nevoie de paturi spitalicești, și în secțiile de terapie intensivă care prestează servicii medicale de terapie intensivă pentru pacienții COVID. De fapt, jumătate din aceste paturi sunt destinate terapiei intensive. Ele deja sunt preconcepute pentru terapie intensivă. Acolo le vom desfășura pentru a face ca accesul populației la servicii de terapie intensivă să fie mai bun. Vom avea și echipamente chirurgicale, da? Este menționat. Da, avem și echipamente medicale care vor fi folosite în blocul operator. Cred că cunoașteți că Institutul de Medicină Urgentă este unica instituție medicală care acordă și asistență chirurgicală pentru pacienții COVID. Adică sunt pacienți care au nevoie de intervenții chirurgicale, acestea sunt realizate în Institutul de Medicină Urgentă și evident că aceste echipamente vor fi utilizate pentru pacienții COVID, dar nu numai. Dar de la început pandemiei, câte operații pentru pacienții COVID ați avut? Cred că avem peste 450 de intervenții chirurgicale deja efectuate la aceste aproape 300.000 de pacienți COVID care s-au îmbolnăvit până acum. Care este situația acum în spital, dacă puteți să ne spuneți? Situația este normală, evident puțin tensionată față de o lună în urmă. La cele 60 de paturi desfășurate pentru terapie intensivă avem ocupate la moment 57, mai avem încă 3-4 paturi libere și pe secția reprofilată COVID cu 20 de paturi, ea este plină, dar acolo pacienții mai mult trec reabilitare post-internare în terapie intensivă, ei de acolo pleacă acasă, acolo e bine. Da. Da, vrem să întreb, putem să vorbim? Михаила Фотопарк, директор Стадиона, я спрашиваю.